tot, e și stația de RATB, nu numai Moara Ciurel. Insula Mării. Zice, nu, avem un lac, lacul Mării, adică, zicea dumneavoastră, nu știți ce căutați. Și ne-am apucat să căutăm ce s-a întâmplat sub lac, pornind de la ideea că locurile sunt niște semne, de fapt, încercând să găsim niște vechi semne care în prezent nu mai există, intrăm un pic în geografie emoțională, începem să vedem cât s-a păstrat în memoria colectivă și la un moment dat chiar am putea să reconstituim ceva din ceea ce a fost. În general, peisajele care dispar lasă anumite indicii. Urme de polen, nu știu ce fel de modificări în geomorfologie. Astea inundate nu prea lasă nimic în urmă. Și atunci am putea să le reconstituim fie din scrieri din vremea respectivă, fotografic vechi, eventual filme dacă există și cel mai mult cărți. Prin urmare, ce ne-am putut să regăsim peisajele din ultimii 225 de ani în zona lacului Mării, cu accent pe perioada până în 1974, pentru că după 1974 deja este un articol de Daily, e în revista de urbanism sau așa ceva se cheamă. Oricum, el nu a pus accentul pe partea geografică, ci mai mult pe partea urbană. A folosit și puțin corunile cover, care la scară mică nu e potrivit. Deci noi ne-am propus, de fapt, un fel de geografie istorică, geografie emoțională, nu atât din punctul de vedere al urbanismului și de ce s-a făcut la tunel, dacă au timp, dacă nu ne interesa partea asta, ci să contribuim la păstrarea identității și memoriei Bucureștiului. La Cumorii, undeva în sectorul 6, cartea are greșeală pe la sectorul de involucrație în zona respectivă, am văzut-o după ce am terminat și nu am apucat să o refac. Practic, la extremitatea sectorului 6 se îndecinează puțin și cu roșu. Ce am folosit? În principal hărți. Am folosit anuare vechi, luate de pe Digibook, literatură, cam tot ce s-a scris despre București, fotografii vechi, fie din literatură, fie de pe net, aici în prezentare am pus foarte puține. Hărți, aici doar o selecție, deci am plecat de la harta Lișpecă, mă flicil, i-am renunțat să mai folosim SatMari pentru că o copie prost făcută, așa cum spunea și cu hoță de fotografii spre îndreata grafică a hărților și am preferat să apelăm la original. Până am mai găsit hărți în proiecție Cassini, planul director de tragere am reușit să găsim mai multe ediții care au reușit să elucideze multe lămuriri pe care le aveam să despre partez. Iar cam pe urmă planul orașului București din 1934, dar am folosit și plan din 1911, am folosit și un plan făcut din ultimul lege lucrară din 1895, deci aici o selecție. Și pe urmă hărțile actuale, Gauss prima ediție, Gauss a doua, pentru că am folosit cartografia diacronică prin suprapunerea hărților care au fost georeferențiate. Aici aveți un exemplu din georeferențierea hărții Fligeli, comparativ pe baza punctelor comune de control cu harta topografică din 1900, mă rog, de ediția a doua, aproximativ 1980, pentru că București 77-74, pentru că-s mai multe foi, foaia noastră din 77. Ce dificultăți am întâmpinat? În primul rând, a fost o zonă de periferie. Practic, tot ce s-a scris despre București a cam omis periferia. La fel, hărțile au existat nenumărate planuri pentru București, dar care culmea, după cum vedeți în colțul din dreapta jos, se opreau culmea la periferie, la Moara Ciurel. Pe urmă am mai găsit date, aveți conjurat aici, voievodul Mihai. Care voievodul Mihai? Citind literatura, am dat de principele Carol, ba nu, nu e principele Carol, e marele voievod Mihai, nu e marele voievod Mihai, 16 februarie. Deci, practic, am avut nevoie de hărți mari, la scară mare, datele spuneam au fost insuficiente, date contradictorii, deci documentare insuficientă după care s-a publicat ceva care nu era tocmai în regulă, pe urmă confuzii de străzi. O să vedeți că există în manualele vechi strada Ciurel, care de fapt nu e actuala șosea Ciurel care ar fi Virtuții, ci o stradă undeva în Grozăvești. Mai era și fundătura Ciurel și noi luam datele de acolo, că aveam nu știu câți spoitori, nu știu câți fierari, nu știu, dar de fapt erau cei de pe strada Ciurel, nu de pe șoseaua Ciurel. În principal, lipsa hărților istorice pentru periferia care ne-ar fi iluminat ce e cu voievodul Mihai, ce e cu respectivele sate din zonă.
imagine satelitare gratuite din anii anteriori sunt la rezoluție mică, din păcate. Avem aici un exemplu din anul 1934, cu șoseaua Ciurel în prezent, șoseaua Virtuții, și strada Ciurel, care în prezent e Sergent Constantin Ghergu, cu fundătura Ciurel, care în prezent e intrarea Sergent Constantin Ghergu. Și practic, vă spuneam, manualele și datele vechi fac referire la strada Ciurel, nu la șoseaua Ciurel care a fost ulterior. Deci, practic, aia era periferie. Dată de prin 1930, partea aceea din vestul Bucureștiului a început treptat să fie cuprinsă în limita orașului. Se vede pe acest plan și Moara Ciurel. Deci, chestia asta, undeva pe aici, Moara Ciurel. Am găsit o poză pe net de pe Ampolora, care a fost al net, am folosit un site al Dominia care colorează. Se spune că era din timpul realizării șantierului, care vedeți că a stricat tot ce era înainte ca peisaj, deci practic s-a modificat complet peisajul. Mărturii documentare am mai folosit, n-am să citesc tot, important e că urmele de locuire sunt de aproximativ acum 3500 de ani, 2700 de ani înainte de Hristos. Mai vechi a fost Grozăvești, care de fapt e mult mai în orașul 1492, celelalte aproximativ din 1500. Hărțile, însă, cea mai veche hartă de care ne-am putut folosi a fost și pe 1791. Ideea e că aceste localități din, de pe fundul lacului și din jurul lacului existau cu 500 de ani înainte. Interesant a fost istoria comunei suburbane, Principele Carol, care ulterior, în 1929, a devenit comuna suburbană Regele Mihai, pe urmă să fie rebotezată Marele Mihai, ulterior, cartierul 16 februarie de astăzi, care e un pic mai la nord de la Italia, în zona Africii. O scurtă sinteză cu aspectul zonei lacului, la care contur roșu, cum arăta pe șpec, 1791, vedeți că cea mai mare parte era acoperită de pădure, deci cea mai mare parte actuală era acoperită de pădure. Se mai observă Grozăvești un pic deformat și Bucureștiul, vedeți cam unde era, Mănăstirea Cotroceni, undeva pe aici. În 1856 orașul deja s-a extins, s-a apropiat de zona care ne interesează, apare deja Crângașul. Apare acest Bojea în diferite surse, în Sătuc, Ciurel, care ar fi de la un ciur mai mic și ulterior a fost Moara Ciurel, Crângașul ăia care stătea în Grâng. 1838 e planul director de tragere, vedeți că deja orașul s-a extins foarte mult, asta nu înseamnă și că toată partea acoperită de apă era cuprinsă administrativ în oraș, era undeva tot periferie. 1954, prima ediție a hărții Gauss, deja orașul se extinsese foarte mult. 1977, ultima hartă topografică de la noi care arată cum arăta locul înainte de a fi inundat de apa la Mulimori. Și o captură de ecran cu imagine satelitară și lacul cum arăta în 2013, luat de pe Google Earth. Detaliul din 1791, vedeți că apare Ciurelul, dar deformat. Am și renunțat să mai digitizez pentru că georeferențierea nu se putea face. Deci e cam deformat, roșu, moară la roșu, moară două mori la Boja și asta ar fi moara de la Ciurel. Grozăvești undeva în oraș și cu două mori, morile de la Grozăvești, care nu astea de mori. 1956, totul a fost pus pe un demn făcut de pe harta lunii din 1977, ultima hartă în Gauss. Boza, care era de fapt Bojea, Crângașul, de fapt apar câteva, deja apar grupurile de case pentru cartierul Crângaș, astea de aici sunt vii, la fel și cele de aici vii, Ciurelul, uitați simbolul pentru moară, deja moara de la Bojea, Bozia nu mai exista și exista mara de la roșu. Predomina, asta era pădure, cea de aici tot pădure, în rest erau
unele de altele, cu grădini, na, doastre de sat tradițional, aici o livadă mai mare, când urmă totuși pășunile, terenul mocirioase și naștini. Harta topografică în proiecție Casin din 1914 se vede în sfârșit minunata localitate pe care o căutam eu, Principele Carol, Giulești Țigănia, Giulești Sârbi, Roșu, Crângașii, pe fundul lacului Mrețe, bisericuța care a fost inundată cu, exista și un cimitir, dar harta de aici la 100 de mii și nu se vede bine, și care a creat, practic, valul emoțional, toată lumea care mai ține minte de amenajarea lacului Mori și aduce aminte că a fost dărâmată biserica și că s-a strămutat cimitirul, mă rog, să spun că o parte din cimitir, o parte nu s-a mai putut muta și că a fost acoperit de o placă de beton, deci practic în opinia publică asta a rămas. S-a spus că a fost dărâmat cumva? S-a spus și chestia asta, n-am găsit nimic în literatură ca să fie adevărat. Ideea e că s-a turnat o placă de beton peste cea mai rămăsese. Tot pe harta asta, și o să avem vreo mult detaliu, sunt foarte multe boșuri de fabrici. N-am reușit să identific decât cărămidăria de aici, care a fost cărămidăria Nicolae Dumitrescu. În rest, nu știu ce e cu acele fabrici, cum era în cartierul muncitoresc pe vremea respectivă. Eram un director de tragere din 1938, am preluat în mandat cu albastru zonele umede, sau zonele inundabile, traseul Dâmboviței, deja îndreptat pe porțiunea între Roșu și Bojea, Marea Ciurel, aici mai e menționată, oricum de orașul vede să extinsese mult, toată partea de aici era pe grădini, existau și ceva construcții, uitați biserica și cu cimitirul deja de vântul faimos. Prima hartă în proiecție ca în 1954, vedeți că predomină grădinile, biserica dermată cu cimitirul, partea construită, foarte multe grădini, deja Dâmbovița cu traseul actual, molile nu mai există, nici cea de la cartierul 16 februarie. În sfârșit, ziceam, ultima hartă înainte de amenajarea lacului, cu calea Crângaș, o foarte mare laștină cu adâncimea de jumătate, aproximativ jumătate de metru. Uitați biserica Sfântul Nicolae Crângaș, cimitirul, aproximativ 13% din tot lacul avea cimitirul, dar el a creat valul emoțional cu prilejul strămutării. Toate aceste construcții cu aspect de sat, deci căsuțe rare erau, ca la țară, au fost demolate, iar locuitorii mutați în blocurile din prejur care au fost construite după amenajarea locului. Imagine din 2013, n-o să insist asupra ei, cu albastru am lăsat traseul apei din zonele umede din 1977. O comparație prin utilizarea terenului, vă spuneam, am renunțat să mai digitizez șpec pentru că nu am decizie. Cum oricum se observă că predominau pădurile și tufărișurile în toată zona. Din pădurea de atunci, în 1956, deci pe Fridiri, a mai rămas sectorul ăsta de arbuști și păduri, în rest predominau pășunile, existau și ceva suprafețe cu vie. Se văd morile de la Roșu, Boja, Bojea și Ciurel. În 1914, cea mai mare parte din zonă e dată ca inundabilă, existând și foarte mult teren arabil, era cu galbenă, deformează geofectorul culorile. În 1938, iarăși zone inundabile, rețea hidrografică ceva mai bogată, mai bogată, dar și plan era la scala la 20.000. O precizie foarte mare, cuvinte aici să pună detalierea cu care vrea dată hidrografia, mai apare doar mora de la Roșu, în rest celelalte mai sunt și cea de la Ciurel, celelalte nu mai sunt. În 1954 mai apărea moara, dar cu simbol de construcție, nu neapărat moară. Cimitirul există și din ce în ce mai mare. Înainte de formarea lacului, practic, mari suprafețe erau deja construite.
spre deosebire de primele etape unde pe domnul și pădurile, fie pășurile, fie terenurile, și de fabrici de cărămidă care apăreau în 1914 și noile locuri cu roz. Practic aici au fost proprietăți de mobilizații de război prin acordarea de locuri de pentru construcție, la fel s-a construit și cartierul militar, dar și spiul militar, că unii cerând în mod expres să li se dea pe moșiile de la Roșu, Crângaș și Ciurel. Și în felul ăsta s-a dezvoltat în toată zona. Aici o comparație a zonelor umede între, știu, 1956 și 1986. În 86 e la. În rest, tot ce vedeți cu un albastru mai închis, e vechiul traseu al Dârboviței și vechile zone umede, fie mlaștini, fie zone inundabile. Deci, practic, ideea așa, lacul oricum a acoperit și o parte care nu era foarte salubră din punctul ăsta de vedere. Erau naștiți în țară sau în urmă și un citat care ne povestește despre această zonă, însă era și acest sat Ciurel care a fost complet desfințat. De pe Google Earth am reușit să fac niște capturi de ecran cu rezoluție proastă, pentru că astea sunt imaginile gratuite, cum arăta zona 95. Se observă în 86 deja construcția lacului și în 87 deja prin coapă. Alte mărturii au venit din scrieri, fie scrieri geografice, vă spuneam manuale, fie literatură. Am aici un fragment din Ștal și o imagine care arată cam cum arătăm salariile de periferia de noastră, mă rog, periferiile noastre. Și zicea Ștal așa, cum erau periferiile, nesfârșite locuri virane, ormlaștini, bogate în baște și țânțari pe brife, amintiri din vremea nu prea îndepărtată când un bolța metanalizată de neam vizită până la poalele de atelor Cotrogen, Gramont și Filare. Deci cam așa arăta zona asta pe care l-a inundat-o cu lacul. Jos o stradă din Crângaș cu minunata băltoacă în mijlocul străzii, din 1941. Aici e Dârmovița undeva în zona timpul noi, deci practic în aval de actualul pod Ciurel, puțin în aval de lac. Și aici niște poze luate de pe net, n-am mai putut să scriu adresa, cu imagini din cartierul Crângaș înainte de demolare. Practic de la niște cetățeni care au binevoit să le doneze pentru a fi spre documentare pe net. Deci cam așa erau străduțele. Și zicea Ștal nu despre Crângaș, ci în general despre mahalalele bucureștene, e o liniște pe aici ca la țară. Și de fapt mahalalele de azi sunt vexate din preajma București, ori îngrodate pe în cinta capitalului. Vă spuneam că au fost împroprietării pe moșile Ciurel, Roșu și Ciurești în 1879 către militari. Și avem aici o nouă scurtă evoluție a localităților pe care v-am spus că le-am căutat și le-au pus în dificultate. În 1914 apare Principele Carol, la nord de lac, și uitați toată zona inundabilă de care vă spuneam și Crângașul, cu Moara Ciurel. În 1939 deja e Marele Voievod Mihai la nord de lac, cartierul Giurești-Țigănia, Crângașul care acum e sub lac, Moara Ciurel încă se menține. În 1949 cartierul, deja cartierul 16 Februarie cu Crângașul care exista în continuare. Practic am avut noroc că am făcut rost de mai multe ediții ale planului director de tragere ca să ne lumineze cum e cu diminatele localități care pare o comune urbane, vase, urbane. Ce a rămas? A rămas memorie individuală a celor mutați din casele lor filmate în locurile din prejur, memoria colectivă în care predomină doar povestea cu dărâmarea bisericii, strămutarea cimitirului, astfel încât se spune că lacul ar fi chiar bunturit, ceva toponime, podul Ciurel, strada Ciurel în spatele emagului capului, actual oraș, și la fumorii, dacă întreb de fapt care moară. În concluzie, la bine de acum care schimbă complet, când se ajung, ai nevoie de multă documentare pentru a descoperi ce era sub lac. Memoria colectivă păstrează parțial doar acele peisaje modificate care au avut un puternic impact emoțional în momentul respectiv sau care au afectat o număr mare de populație. Fără hărți istorice, practic, este imposibil să reconstituiesc spațial și uneori chiar temporal anumite peisaje pierdute.
și să faci evoluția unui spațiu la mic, cum ar fi la un orice, ca 250 de hectare, nu vrei de scări, de preț la scară mare, dar pentru că sunt afara orașului, aproape sigur nu prea găsești, pentru că cărțile erau special pentru București, nu pentru periferie.